Născut la începutul veacului al XIII-lea într-o familie de țărani din satul Basarabov în sudul Dunării, aparținând în vremea aceea regatului Bulgariei, Sfântul Dimitrie a purtat din fragedă pruncie lupte acerbe pentru a dobândi o viață virtuoasă în post și rugăciune. Provenit dintr-o familie săracă, Sfântul Dumitru și-a dedicat viața învățăturilor Mântuitorului Iisus Hristos, ale Sfinților Săi Apostoli și ale Sfinților Părinți. Se îngrija mult de cei săraci și împărțea hrana cu aceștia. Cunoscând mulți călugări, decide să urmeze o viață monahală și se așează într-o peșteră săpată în stâncă, pe malul râului Lom. Postește aspru ani de zile și se izolează de lume până la finalul vieții. După călugăria sa, se întoarce în localitatea de origine, se așează între două pietre pe malul râului Lom și acolo apele care pământ, care îl acoperă pe sfânt după ce adoarme. Există în viața Sfântului o relatare a unei fete care îl visează și spune că dacă părinții îl vor scoate din locul unde s-a așezat pentru odihnă veșnică, ea va fi vindecată. Se întâmplă lucrul acesta, este dus în satul său Basarab și în veacul al XVIII-lea el ajunge la Catedrala Patriarhală unde este și astăzi, făcând din prezența lui acolo o bucurie permanentă, pentru că a scăpat de multe ori Bucureștiul de ciumă, de boală, de năvălirea altor neamuri, așa cum a consemnat istoria. Pe vremea când eram student acolo, ni se povestea de către mai marele catedralei că venind la racla Sfântului și la taina Sfântului Maslu, un om care se sprijinea pe două cârși, stătea mai mult să se închine la Sfânt după ce se termina taina și într-o zi, punându-și cârjele într-o parte ca să le aibă la îndemână când va coborâ de la baldachinul Sfântului, a coborât fără să-și mai aducă aminte care are nevoie de ele. A mers așa până aproape de clopotnița catedralei și s-a întors când a realizat, plângând să-i mulțumească Sfântului, că îl vindecase. Probabil că nenumărate minuni și tămăduiri a făcut Sfântul și face în continuare cu fiecare dintre noi și mai ales cu acei care așteaptă câte 7-8 ore la coadă ca să treacă pentru ca Sfântul să le împlinească anumite dorințe. Să dea Dumnezeu ca El să fie avocatul nostru bun înaintea lui Dumnezeu și după cum și-a păzit viața în credința adevărată și curată, așa să ne ajute și pe noi să ne păzim în credință dreaptă, adevărată și curată. În timpul războiului ruso-turc din Balcani, între anii 1769-1774, generalul rus Petru Saltykov a luat sfintele moaște să le ducă în Rusia. Dar la stăruința unui bun creștin român, Hagi Dimitrie, moaștele Sfântului Dimitrie au fost dăruite țării românești și așezate cu mare cinste în Catedrala Metropolitană din București, unde se află și astăzi. Potrivit tradiției populare, în ziua prăznuirii Sfântului Dimitrie cel Nou, trebuie să fii curat la suflet, să nu minți, să nu bârfești. Totodată este bine să ajuți pe cineva aflat la nevoie. În această zi nu se fac treburi în gospodărie, nu se spală și nu se coase.